Stimați invitați, dragi compatrioți, vă mulțumesc în primul rând că sunteți aici, ați răspuns invitației noastre într-un număr semnificativ. Dumneavoastră sunteți în mare parte cei care contați în comunitatea românească, cei cu care România se mândrește. În fond, în această seară, în această zi, care se va prelungi până în seară, avem o șansă foarte mare de a avea în mijlocul nostru două doamne. Una este mai apropiată de spațiul canadian, fiind șefa diplomației noastre aici, în Canada, și anume să o salutăm și să-i spunem bun venit doamnei excelențe sale, doamnei ambasador Maria Ligor. Mulțumesc! Și bineînțeles, vreau să îi mulțumesc că în acest turneu pe care îl începe în Statele Unite și în America de Nord, de fapt, prima întâlnire importantă este la Montreal, în mijlocul comunității noastre. Este pentru prima dată când, eu cel puțin așa știu, un consilier prezidențial ajunge la Montreal și are o discuție cu personalitățile importante ale comunității noastre. Am să mai spun câteva vorbe înainte de aceasta, însă vreau să o rog pe excelența sa, doamna ambasador Maria Ligor, să vă adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos, domnule consul general. Este pentru mine o bucurie și un privilegiu să particip la această întâlnire. Vreau să vă mulțumesc frumos că v-ați obosit să vă deplasați într-o duminică după amiază să vă întâlniți cu noi. Cred că este o ocazie foarte plăcută să avem această plăcere de a o saluta pe doamna Sandra Pralong, consilier al președintelui României. Doamna face parte din echipa de colaboratori foarte apropiați ai președintelui și cred că prin această întâlnire nemijlocită pe care avem cu un reprezentant al administrației prezidențiale, avem o oportunitate să aflăm care sunt preocupările și planurile Bucureștiului în legătură cu diaspora, dar în același timp cred că este o ocazie extrem de utilă pentru ca Bucureștiul să audă preocupările și planurile de aici, din Montreal în acest caz, și din alte locuri din America de Nord, doamna fiind, așa cum spunea și domnul consul general, într-un turneu în America de Nord. Suntem onorați să avem o personalitate de asemenea dimensiuni în rândul comunității noastre din Montreal. Într-un fel, vreau să mă identific cu dumneavoastră. În primul rând să vă mulțumesc, așa cum spunea doamna ambasador, că nu e de la sine înțeles că într-o duminică însorită după masa să petreceți timp aici când ați putea fi în multe alte locuri, dar sunt foarte onorată de această întâlnire pentru că efectiv am venit să vă ascult, în primul rând. Asta e intenția. Evident să vă spun câteva lucruri despre gândurile domnului președinte în privința diasporei, dar efectiv să vă ascult și să preiau mesajele voastre înapoi la București. Mesajele dumneavoastră, ca să rămânem politicoși. Nu o să dureze foarte mult, pentru că sunt, din păcate, prea directă, mi se reproșează adesea. Spuneam că m-au auto-lăudat pentru a vă spune că sunt și eu un om din diaspora.
am crescut în, m-am născut la București, dar am crescut în Elveția și am trăit în Statele Unite și m-am întors, am făcut drumul invers al majorității oamenilor din diasporă în 90 și am făcut drumul invers pentru că întorcându-mă în București, literalmente cu primul avion comercial, aeroportul fusese închis pentru câteva zile în sfârșit de decembrie, început de ianuarie, m-am întors pardon, pentru că nu puteam sta departe de țară. Am fost crescută și o spun mereu și e adevărul, dar și un adevăr definitoriu. Am fost crescută de un bunic general care a scris vreo 23 de cărți de strategie, de tactică și el m-a învățat patriotismul în practică. Și mi-a spus de mică că viața nu ne aparține în totalitate. Că viața aparține, deopotrivă, comunității în care ne-am născut și cele în care trăim, dar mai ales comunității în care ne-am născut și că prin pasajul nostru prin această lume trebuie ca această comunități, ca acestei comunități să-i fie mai bine decât i-ar fi fost fără noi. Am venit să vă ascult, dar și să preiau mesajele dumneavoastră cu înțelegerea că mesajele le preiau și le duc mai departe factorilor de decizie. Administrația prezidențială, cum știți, neavând pârghii la dispoziție, pârghii executive sau financiare, dar fiind un mediator între instituțiile statului și între stat și societate, asta este ceea ce facem și ceea ce facem, zic eu, cu multă sârguință și cred că vedeți și dacă nu ați început să vedeți deja încet, încet o să simțiți cum lucrurile se schimbă în România. Dumneavoastră sunteți o valoare, sunteți un capital. Expertiza pe care ați dobândit-o aici, experiența pe care o aveți, a traiului, nu doar a traiului în Canada, a traiului într-o societate în care statul livrează, în care statul funcționează. Exigențele pe care le aveți față de un stat funcțional, contactele pe care le-ați dobândit, rețelele din care faceți parte, toate aceste lucruri sunt o avuție pe care voi o aduceți României și care nu ar fi existat dacă voi ați fi rămas în țară. Deci este un lucru pe care suntem foarte conștienți că trebuie să știm să-l valorificăm pentru binele vostru și pentru binele României. Pentru că ceea ce aduceți voi României prin prezența voastră aici este extrem de valoros. Sunt câteva proiecte, tot așa, în dezvoltarea internă, în utilizarea diasporei pentru dezvoltarea României, în afară de a vă invita să vă cunoașteți între dumneavoastră, să faceți posibile proiecte împreună sau astea, articole științifice sau să pur și simplu să vă bucurați de un schimb de experiență cu colegii dumneavoastră din alte țări.
mai sunt proiecte practice în care să ajutăm românii din de peste hotare să își aducă resursele productiv în România. Foarte mulți oameni, cum știți dacă ați circulat recent în România, își investesc banii câștigați în străinătate în imobiliare, în case. Dar asta este un capital neproductiv. Este să îngropi banii câștigați cu mult efort într-un lucru care se deteriorează, nu-ți aduce nicio valoare, nu-ți propune să-ți câștigi bani din investiția asta. Deci, acum guvernul lucrează la un proiect de fond de investiții în care fiecare leu investit sau euro investit în domenii productive în țară este matched up, este dublat de un leu al statului român, tot așa mizând pe faptul că dumneavoastră veniți cu experiență, cu expertiză, cu know-how și cu rețele care pot să facă aceste investiții să fie productive și pentru dumneavoastră, dar și pentru România. Deci ce ne dorim este să vă încurajăm să vă implicați cât mai mult, nu doar în societatea românească, fiind cât se poate de uniți și susținându-vă unii pe alții, cum înțeleg că din ce în ce o faceți mai mult, dar să vă implicați cât mai mult în societatea canadiană și știu că mulți dintre dumneavoastră o faceți deja și cu foarte mare succes și inclusiv nu doar din punct de vedere social, dar și, de ce nu, politic. Deci, ar fi minunat să vedem acest activism dacă tot nu vă întoarceți încă în țară, să vedem o prezență mai apăsată în mediile canadiene decidente ale românilor, pentru că astfel voi deveniți ambasadori ai României alongside, pe lângă doamna ambasadoare și domnul consul general, dar reprezentați România și reprezentați fiecare dintre dumneavoastră ceea ce cred prietenii și colegii dumneavoastră despre România, vine mai mult de la ce cred despre dumneavoastră decât ce cred despre statul român, pe care poate că nu-l cunosc. Întreb, stimată doamnă Pralung, în ce măsură ar merita să ne gândim la un sistem, apropo de acest schimb de expertize și de ceea ce diaspora poate să aducă în România ca expertiză, la un sistem de benevolat adresat în primul rând persoanelor, experților care își pot permite un astfel de benevolat, adică la pensie. Odată ce ești aici la pensie și suntem mulți baby boomers pe continentul ăsta, nu te gândești la o participare în România ca o prelungire a carierei cu retribuția corespunzătoare, ci efectiv ca un act de dăruire, un cadou. Da, merită exploatarea asta. Când am avut onoarea să fiu invitat la Iași și colega mea s-a prezentat cu cecul lunar, i-am spus că dacă bunicul m-ar vedea, că și bunicul meu tot general a fost, mi-ar tăia mâna, că în condițiile alea să iau bani de la români. Mi s-a explicat că nu se poate, că așa e birografia, că e mai bine să-i accept. I-am întrebat, bine, de atunci un mod de donație.
întreagă, atâta au ezitat că am zis că mai bine să stau pe tușe. Dar modul de sistemul de donație, știți și dumneavoastră cât de mult se practică în universități. Eu cred că universitățile române ar trebui să lanseze apeluri în sensul ăsta profesioniștilor, intelectualilor, adică celor care știu ce înseamnă viața universitară și care pot să contribuie financiar. Da. E, al doilea punct e mai puțin euforizant, este o reclamație, că vorbeați de așa ceva, mai bine zis o lăcrămație în română. Cum se poate, dragă doamnă, că după un sfert de secol, problema confiscărilor, exproprierilor criminale din trecutul comunist încă nu a fost rezolvată în România și că faimoasa lege 10 se reduce la mii de dosare care așteaptă o soluționare de mai bine de 10 ani. Dosarele sunt complexe. Nu trebuie decât cineva să le parcurgă în câteva ore și să-și dea un aviz. Nu se poate, nimic nu mișcă. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mi se pare că am avut cu toții o întâlnire unde s-a comunicat cu adevărat. A fost vorba de un schimb real, mai ales partea finală, în care am aflat mai multe și despre omul din spatele funcției. Cred că a fost într-adevăr un eveniment, o întâlnire umană. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru participare.